Mergem acum la Direcția Națională Anticorupție, Ștefan Lungo. Sperăm să fie. Sperați? Ați fost anunțat astăzi, zilele următoare? Nu este... V-ați exprimat astăzi acordul în fața procurorului de a fi pus absolut la masă cu Elena? Absolut, absolut. Este o procedură normală. De ce susține dânsa că ați fi declarat ceva greșit? Da, puțin pe loc. Îmi cer iertare, nu pot să comentez din dosar și n-am să comentez absolut nimic din... Dar nu Elena Udrea bani vreodată din contracte, așa cum ați declarat și vedeți? V-am spus, nu pot să declar din dosar absolut nimic și vă rog foarte mult să mă înțelegeți. Vă mulțumesc mult. Domnul Udrea spunea că ați făcut aceste denunțuri tocmai pentru a scăpa și că... o legătură. Ați dus bani către domnul Felix Tătaru sau ați dat cuiva pentru a-i duce? Deci ne-ați dat bani domnului Felix Tătaru? Nu mai merge capul. Sperați astăzi să... Că nu-i mai ajunge capul. Sperați astăzi să... Ștefan Lungu a părăsit sediul Direcției Naționale Anticorupție, l-a dat declarații în fața procurorilor, spunea că și-a dat acordul pentru o eventuală confruntare cu Elena Udrea.